Solitaire First Player, jocul se numește Hellrider 3 și am înțeles că e făcut de un nene rus, Angie, și primele două jocuri au avut succes, Hellrider 1 și 2. Să vedem 3-ul ce învârte. Grafică gen pătrățoasă până un alta, 8-bit. Ăla seamănă cu Stig de la Top Gear. Și eu sunt un biker foarte nervos. Tentația mea foarte mare, îți dau skip, că nu-i pasă nimănui de filmulețele astea. Bun. Dreapta, stânga. Băi, grafica nu era. Dodge the bomb. Ok. Dacă Bomberman era cu motociclete, ăsta era vibe-ul. Mișto efectul ăla de ecou când tragi. Wow, wow, wow. E nervos rău ăsta? Ah, am ratat chestia aia. Deci apare nu poți să tragi în el decât dacă e chestia aia. E un fel de Endless Runner, așa. Uite, s-a schimbat și efectele meteo. Și tot nu l-am salvat pe amărâtul ăla. Touch the bag, sau the tag, ce ne-a scrie. Oh. Hai mă să-l salvăm pe ăsta. Uite că l-am salvat. Mă, dar abia încape pe motocicletă. Wow, ce-i asta, frate? Shadow of the Colossus? Pus, cred că i-a pus și poveste joculețului ăstuia. Se vede că ăștia sunt ruși. Are căciula de rus pe cap. Mi-a dat doar o mostră din joc. Începem low level. Motocicletă de aia slabă. Mamă, ai și parcuri. Ești nebun. Am scut și increased ammo. Dar nu le am încă, de fapt, că... Ah, shit. Avem un fel de ruletă la început. Păi, băiatul ăsta și-a dat silința cu jocul ăsta. Dacă e un singur developer, respectele mele. Uite că mecanica asta nu o văzusem mai devreme. Deci trebuie să-ți iei ridicată roata ca să zbori peste chestii. Ok, avem și băieții ăștia. Trebuie să-i prindem cumva și cred că-i prindem... trăgând cu ținta aia, da. Bun, avem și o bombă acum. Oulu! De parcă nu era de ajuns ca o bombă, acum mai și trag în mine. Ia, am nimerit-o? Am dat pe lângă, evident că am dat pe lângă. Excelent. Ce? Mamă, ce nemernic. Așa, tata, a fost nevoie de două lovituri, dar a meritat. Cutia surpriză. A, nu spune ce e înăuntru. Ce om. Băi, nu știu cum să vă zic, dar îmi place jocul ăsta. Putea fi un alt joc banal, dar o ales să-i dea ceva în plus. Povestea e super degeaba. Dar e catering așa. Avem și o blondă îmbrăcată mult prea sumar. Și cu picioare groase. Seamănă cu Iggy Azalea, dacă o știți. Bă, da, fix cu ea seamănă. Ok. Mamă, cât e deblocabile, ce nebunii. 48 de gem, cer bani, lasă-mă în pace. Ia să vedem cât noroc avem. Este, mă, scut. Acum, sper să se schimbe la un moment dat peisajul. Mamă.
Nici nu mă gândisem că e posibil să avem trafic pe șosea și ca mașinile astea să se și miște. Și cred că săracul ascut nu mai apar prea mult. Oare frână am? Hai cu inamici. Hai cu pick-up-uri. Și gata scutul. O singură lovitură. Și gata cu scutul. Bun, acum treaba asta e cam boring. Hai dăm niște acțiune. Că altfel devii Endless Runner generic. Vezi, am lăudat jocul puțin. Gata. Hopa. Ce se întâmplă? Relieful s-a enervat. Ce? Păi parcă credeam că dacă ridic motoareta pot să trec peste orice. Ok, a crescut viteza și o să fie lucrurile un pic mai grele acum. Și? Opa, băi, ești nebun. Opa. Total alt joc la viteza asta. Ar fi indicat să nu mai merge pe contrasens, mai ales că mașinile schimbă direcția. A murit. Cheltuim niște bănuți, mai avem o viață în plus. E addictiv jocul ăsta, mai ales când crește viteza asta, e Vă dați seama să mergi la viteza asta și să ai și inamici și obiecte și mașini. Da, probabil într-un nivel viitor. Oulu! Ținta și lupește. E, iau-o pe asta. Și bombe și țintași, doamne. Cum era bun scutul ăla, dar s-a dus. Ce e, frate? Ce nemernici. Mi-a dat cu bomba cu vaselină. Ah, ce fail. Am crezut că eu o să iau chestia ca un pick-up și să trag cu ea. Nu vreau reclame, nu. Nu, 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 nu. Sper să nu se audă chestia asta. O să-mi dea copyright strike, ți-ar jocul de râs. Nu, mizerie, lupește. Lasă-mă, mă, durerea mea. Incredibil, dacă au copyright strike pe mizeria asta, mă enervez maxim. Că era celebra melodie aia. Treaba mea. Băi, ce m-a enervat reclama aia. A, cât pe ce? Hai să vedem Nitro, care-i treaba cu el. Bănuiesc că nu l-am echipat din start, ci trebuie să-l iau, evident. Man, acest Ghost Rider. Ce-ți place viteza, nebunule? Că lovește scheletul, dar asta nu prea pare schelet. În fine, ce drept era îmbrăcat. Îmi place că producătorul jocului și-a dat silința să facă mai mult de o singură melodie. Fie și generică. Bă, e o treabă. Și îmi place că, deși e rus, inspirația americană la melodii la greu. Nu tu Kazachok, nu tu Kalinka, nu tu nebunii. Cred că a mers bine asta. Și acum iar niște poveste. Aba, nu? Nu? Ia să vedem, mă. Putem să-mi iau altă biclă de asta? Lollipop. Câți bănuți am? Nu știu unde scrie. A, doar 654. Nu pot să cumpăr nimic altceva. Pot să schimb și personajul? Da, și asta costă bani. Poți să schimbi și arma. Asta costă bani de aia reali.
Deci nu pot să iau nimic. Ok, să vedem acum. Ar fi mișto să mă întrec cu alți gameri. Este, mă, Nitro. Ar fi genial să fie gamer real. Dar de unde atâta noroc? Băi, cred că ăștia sunt gameri adevărați. N-ar fi rău. Ar crește jocul în ochii mei mult de tot. Acum încerc să mă întreb cum neabă erau Hellrider 1 și 2. Uite, bă, s-a făcut noapte. O noapte apocaliptică, aș adăuga. Cât pe ce? L-a lovit pe ăla, l-a lovit. Era să mă lovească și pe mine. A, atenție la chestia alunecoasă. Mamă, deci am luat două nitro-uri, nu unu. Două. M-aș fi așteptat ca în Subway Surfer să-mi dea un boost de viteză dacă sar peste trambuline și am câștigat. I mean, ok. Am luat ceva coșcorobeți. Așa, mă. Oh, avem o motocicletă nouă. Zici că e făcută din lemn. Nici un copil de 3 ani n-ar fi păcălit cu motocicleta asta. Tati, faci mișto de mine. Dar ce motocicletă? Ești nebun? Am și o cameră. I mean, ok. Ce asta? 99 Dead Pirates. Făcut de aceeași companie. Nu arată rău. Seamănă cu Infinity Blade ăla după iOS. Dacă nu mă ține cineva minte. Mamă, dar ce fund are fata asta. E cam exagerat. Cam de culturist așa. Ia uite aici. Serios? Hai că e mișto. A, ăștia vor să-și facă reclamă la joc și nu știu cum. Ce lipsește, mă? Spice it up? Cu ce? Așa, mă, da, așa altă viață. Dar nu partajez nimic. Îi place aventura lui fata asta. Ok, și jocul când începe. Asta a fost tot? Jesus Christ. It was most funny. Se vede uneori că ăștia-s ruși. Le scapă cu o expresie de aia. It is so fun. Oh, încă o viață. Ia să vedem. Deja a crescut viteza, mamă, avem zombie. Zombie în formă de Lego. Aveți aprobarea Lego să folosiți creatorile astea? Bă, inventiv jocul ăsta, îmi place asta. Nu poți să știi niciodată la ce te aștepți. Cad meteoriți, se ridică solul, e zombie. Ies zombie din fața ta, nebunie. Se schimbă armele, se urcă o tipă pe o motocicletă. Muzica se schimbă. Îmi place că ea se analizează când vor să vireze, măcar atât. Ia fi țărnesc că mor pe mașina asta. Asta e tata. Am luat și bomba aia, deși n-am cine să o arunc. Boss battle. Ești nebun? Aoleu. Ce nemernic. Fii atent ce-i dau. Bun. Are trei inimi, avea trei inimioare. Mama, dar mi-a luat și mie una. Jumate, de fapt. S-a enervat. Bun. S-a enervat rău acum. S-a enervat atât de rău că și jocul m-a anunțat că s-a enervat. Vai de capul meu, ce salvă. E, fii atent, acum îl pocnesc. Și gata. Easy peasy, ceapăn easy. Dar,
Era să zic că nu-i gata nivelul încă. Aparent chiar nu-i gata. Mai avem un glonț pe țeavă. Adică asta a fost ușor. Tot am senzația că la un moment dat, de-a lungul jocului, o să înceapă să fie endless. Adică când mor aia, poți să joci la infinit. Ciudată faza că e random, bate între și pe alții, ba ești de unul singur, ba e doar obstacolele naturii, ba eviți doar mașini, ba mergi încet, ba mergi repede. Interesant, varietatea asta. Opa. Acum vine partea cu viteza. Deci cred că e împărțit în 3 subnivele, fiecare aulu, fiecare nivel. Unul de viteză, unul de boss și unul de elementele naturii. Cam repede l-am dovedit pe ăla, la câta mașina era. Aveam niște așteptări mai mari. Mamă, mă feresc de chestiile alea. Shit. Bă, dar n-ai cum să te ferești la un moment dat. Ce porcărie! Aoleu, și o travă, nu! Bă, jocul ăsta e dement. O travă, întrebaia mea. Cheltuie și din banii mei, câștigați cu greu. Care puteam să cumpăr o motocicletă nouă. Hai că s-a calmat treaba. Băi, deci... Bun, hai cu viața înapoi. M-a prins jocul ăsta, da, chiar m-a prins. Chestiile alea cu slippery mă omoară. A, poți să lovesc cheleții ăștia, nu pățești nimic. A, pe vezi ce le dau. Hai că deja devine ușor, mi-a alunecat degetul. Jocul ăsta are mare potențial de a fi hit shit. Mamă, jumătate de viață, cred că mai am doar jumătate de viață, deci încă o lovitură și gata nivelul. Și nu mai bag bani. Serios? Încă un boss? Și un camion? Mamă, deci un camion nemernic și doi bikeri. Da, e gata nivelul ăsta. Doar să nu vorbim prea devreme. Bun. Rezolvat bikerii. Și să vedem porcul ăsta care duce în spate slippery stuff. S-a enervat. Uite, atenție la detalii. I-am stricat chiar și coșmelia aia. Asta mi se pare mișto. Că e afectată coșmelia din spate. Bine că nu e stare să le arunce pe banda mea. Gata. Am rezolvat și pe ăsta. Asta a fost un nivel foarte greu. Deci la mare limită l-am trecut. Am deblocat niște perks și un event. Nu, deci nu mai vreau. Deci nu mai vreau. Așa pot să joc la infinit. Mamă, nivelul viteză plus 5. Practic o să zbor acum.
Asta nu mi se pare plus 5. A, este un fel de rundă bonus. Mulți bănuți, e ușor. Cât pe ce să mă izbesc. Au apărut și inamici. Da, am scut. Nu-mi pasă. Mamă. Suntem haiduci. Deci chestia cu slippery nu-ți dă damage propriu zis. Te face să o iei razna. Înțeles. Shit, meteoriți. Aștept oricum nu pică niciodată chiar pe tine. Pică în proximitatea ta. Deci sper că asta, zona asta să fie ultima, că deja, mamă, viteză 6. Dar nu simt. Băi, pentru un dezvoltator din Rusia să nu pune un pic de zăpadă, șocant. Ah. Fii atent ce-l spulber pe ăsta. Bun. Ce e? Lemne și monede. Nu mă las să morg. Ah. Nu pot să cred că am luat fail, dar era și cazul că mă săturasem. Nu, 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 fără reclame. Pleacă de aici. Pleacă. Căh. Câș. Happy Glass, da, da, vezi să nu joc eu așa ceva. Never ever. Nu joc. 10 ron să scap de reclame. Bun, ăsta e jocul. Hellrider 3. Mie chiar îmi place. Foarte crisp grafica. Chiar a făcut o treabă bună dezvoltatorul ăsta. Și să vedem ce mai deblocăm. Dacă vreți să mai fac episoade, mai fac. Eu mă declar încântat. Un singur om a făcut jocul ăsta și mi se pare destul de tare. Acum, na, să vedem. Poate și merită jucat și Hellrider 1 și 2. Vedem. Cam atât la First Play. Pa, 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 pa.